Dacă aș fi spus, cum n-am spus, cum n-am fost niciodată și eu, Ghiocel, să spun stării șeful, aveți dreptate, n-ar fi avut nimic. Dacă ar fi câștigat doamna Udrea președinția partidului, nu se întâmpla nimic. Era un partid extraordinar. Acum, vedeți ce grijă își face președintele? Vedeți câte ipocrizie de multe ori? Păi nu spunea că suntem feseniști? Să plece feseniști și așa departe. Păi noi feseniști ăștia am fost cei care în 2007 făceam meeting-uri de 20, 30, 40, 60 de mii de oameni la Iași. Noi feseniști ăștia am fost lângă dânsul în 2012. Noi feseniști ăștia am organizat meeting-uri în care alții n-aveau voie să fie nici în orașele în care eram. Noi feseniști ăștia i-am spus marți, ultimativ, în Botrogan 22, indiferent ce spuneți, noi boicotăm referendumul. Că avea sfătuitor, că albă ca zăpada, că șefule, îi bați pe toți. Și apropo de analiză, știam precis că va fi 8-2. Știam precis că dacă noi mobilizăm lumea și ducem nu 1 milion de oameni în plus la vot, 450.000, că a fost 46.23. Îți dai cât a fost Mușătescu prezența la... A jucat-o la... Ne-a dat răspunsul la zecimală. La a doua zecimală Mușătescu. Știți foarte bine, domnul Chiria, da, cu prezența. El a spus 46.26, a fost 46.23. Da? Și cu 400.000 de oameni mobilizați foarte ușor de noi, astăzi nu mai era președinte.